Expert în turism, doamna Sava știe că în ziua de astăzi, o excursie, fie ea și de o zi, trebuie să cuprindă câte puțin din fiecare în ceea ce privește meniul turistic. Puțină istorie, puțină cultură, un pic de tradiție, ceva gustos de mâncat, un strop de aventură. Iar la Ceacova pot găsi meniul complet, sunt asigurată, și în plus liniște și aer curat în mijlocul unui orășel lipsit de agitația citadină, căci aici lucrurile își urmează cursul lor firesc, fără zarvă, iar timpul curge cu calm, ca în pusta bănățeană. Încremenită în timp e și vechea biserică sârbească din localitate, odinioară populată în proporție covârșitoare de sârbi, dovadă și lăcașul de cult impozant, astăzi declarat monument istoric de categorie A, ce a trăit și vremuri bune, dar și tulburi, culminând cu un incendiu devastator în anul 2004, în urma căruia a suferit multe stricăciuni. Despre toate acestea și despre multe altele ne povestește Bogdan Seculici, profesor de istorie și om al locului. Cu Bogdan am mai călătorit și în trecut la Ceacova, pe drumuri aproape, și îl știu că având tolba doldora de povești despre orașul natal. Exact în acest an sunt 250 de ani de când s-a pus piatra de temelie în 1768, da? A fost terminat în 1771, construit în stil baroc, barocul acesta provincial, și la vremea respectivă era cea mai mare și cea mai frumoasă biserică sârbească din întreg Banat și cred că nu numai. Tot ce vedem aici face parte din original, nu? Din biserica originală. Da, absolut originală. Tot este original. Sigur că în primul rând trebuie să ne referim la pictura care suprapune o pictură și mai veche, aia nu știm cine a realizat-o, dar această pictură este opera unui vestit pictor bănățean și foarte talentat pictor bănățean, Stevan Alexic, terminată în anul 1907. Nu toată pictura a fost făcută de Alexic. Pare că nu s-au înțeles la bani, avea și foarte multe comenzi. Vedeți, se vede o linie, da? De unde e scorojită pictura și de unde nu mai este scorojită pictura. Cei sus e făcut de Alexic, inclusiv Volta, cei jos e făcut de ucenicii săi. Care dădeau știau, o calitate nu inferioară, nu? Rețeta originală. A existat și o biserică mai veche. Nu știm dacă sub actuala biserică, mai mică, bineînțeles, sau în apropierea ei, asta probabil că vom afla într-o bună zi, dar Dositei Obradović, marel iluminist născut în localitatea noastră, pomenește această biserică pentru că el a învățat să citească și să scrie studiind cărțile bisericești din altarul acelei biserici. Și nu este vorba de această biserică.